Ce-a băgat căprița în guriță, fraților? Salutare tuturor și... Da, mă, da, be! Bine ai găsit la un nou episod cu căprița din Ohio! Iar ghiciți ce? Astăzi căprița noastră o să fie un polițist! Dar pentru a deveni polițist, trebuie să completeze niște cerințe. Cerința numărul 1 este să își tundă coarnele. Așa că căprița noastră de la coarne mari o să ajungă la coarne micuțe. Uită-te, măi căprițo, ce bine areți! Trebuie să fii tunsă, îmi pare rău. A doua cerință este să ne luăm o pălărie. Din păcate n-am găsit pălărie de polițist, dar uitați-vă, avem o pălărie de asta misterioasă de detectiv. Dar noi tot un polițist o să fim, da? Iar a treia cerință este să apăsați pe butonul de like chiar acum și ne vom începe prima zi ca și polițist. Ce naiba se aude așa? A, trece doar o tornadă, totul normal în Ohio. Viața de polițist chiar acum începe. Ne-am urcat la volanul acestei Dacii. Hai că este Dacie. Și începe ziua 1 ca și polițist. Oh, ce-am făcut? Oh, scuză-mă, n-am vrut, scuză-mă. Oh, puh. Bă, sper că nu a văzut nimeni asta. Haideți să o turim de aici cât mai rapid. Opa, a rupt gardul, nu-i bai. Să nu ziceți la nimeni, vă rog, da? Mai fac și eu greșeli, este prima zi ca și polițist. Bă! Ok, sunt în misiune, da? Sunt în misiune, cum porneți girofarul? Ok, fraților, eu zic să ne calmăm, pentru că cred că am făcut destul de multe ilegalități și abia ne-am dus 50 de metri. Așa că facem aici o întoarcere frumoasă și ne ducem să vedem cine are nevoie de ajutor. Uite, domnul acela are nevoie de ajutor. Bună ziua, domnule. Vă pot ajuta cu ceva? Sunt eu, polițistul, căprița din Ohio. Uitați ce o căpriță drăguță sunt, vă pot ajuta. Domnule, sunteți bine? Uitați-vă, l-am făcut mult mai bine, vedeți? Ce fericit este. Ce face? Bă, unde se duce? Domnule, v-ați pierdut? Sunteți în regulă? Aaa, își face gagică. Ok, haideți să lăsăm în pace. Foarte tare, fraților, până acum am ajutat o persoană. Ce tare! Bun, haideți să ne continuăm mai departe misiunea și să patrulăm pe aici. A, uitați, colegii, colegii! A, mă scuzați, sunteți bine? Wow, wow, uitați, a făcut accident. Duba asta roșie cu polițistul. Pleacă, bă, dubă de aici, mă, de ce îmi lovești colegii? De ce îmi lovești colegii? Oh, nu. Oh, oh. Asta eu am făcut. N-am făcut eu. Bă, bă. Mașina de poliție! Oh, what? Ce se întâmplă? E bună încă mașina, nu vă faceți griji, uitați că merge. Bine, nu prea merge, vrea să meargă, dar nu prea merge. Nu e nicio problemă, fraților, se mai întâmplă, dar totuși, un accident rutier, asta este. Venim să luăm altă mașină de poliție, haideți la drum! Bun, fraților, haideți să ajutăm lumea mai departe, cum am ajutat-o și până acum. Noi suntem cei mai buni polițai, efectiv, nu se poate un polițist mai bun ca și mine. Uite-mi colegii de patrulă. Salut, salut! Salut, salut! Oh, nu, nu pot să cred, avem o tornadă de oprit. Haideți, fraților, să oprim tornada asta. Trebuie să oprim tornada. Du-te! Doi! Sari, oprește tornada. Cum opresc o tornadă, că nu știu. Păbădim-o, bă. Fraților, cum facem să oprim tornada asta, nu știți? Ah, dar cred că pleacă ea de una singură, sau? Cred că pleacă tornada asta, nu trebuie să ne facem griji cu ea. În fine, haideți să ne continuăm drumul, să vedem pe cine mai putem ajuta. Domnule, sunteți bine? Ne ducem pe aici să vedem, hai să verificăm dacă aici totul este în regulă, terenul de construcție. Bună, bună, bună ziua, bună ziua! Aveți să verific dacă totul este în regulă, totul este în regulă? O zis că totul este în regulă, trebuie să mergem în altă parte, pentru că aici totul este în regulă, fraților. Oh, ce-am făcut? Eh, n-a văzut nimeni. Bă, fraților, mi se pare mie sau... Mașina asta conduce cam dubios. Cred că o fi șoferul beat? Oh, trage pe dreapta! Trage pe dreapta! Trage pe dreapta! Hei! Bă, 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 bă! Încearcă să fugă! Hei! Hei! Ce se întâmplă? Haideți aici! Domnul acesta a băut! Domnul acesta a băut! Nu eu, bă! Bă, dar prost ești, mă! Ăla de la volan! Bă, m-a încătușat! M-a încătușat, fraților! Ce fac ăștia? Bă, polițistule, mă, eu sunt de a tău, bă! Bă, ce face? Uite! Bă, ce faci, mă? Ce faceți? Ce se întâmplă? Asta e mașina mea. Oh, nu. Fraților, ce se întâmplă? Polițiștii ăștia nu sunt polițiști adevărați. Sunt polițiști fake. Ați văzut? M-au prins. Au vrut să mă fure. Au vrut să-mi facă chestii nasoale. Bă, fraților, am auzit că în casa asta se dă o petrecere ilegală. Ia să vedem dacă este adevărat. Ce faceți, domnule, aici? Faceți mici? Vreți să-mi dați și mie un mici? Dați-mi, vă rog, un mici. Bă, fraților, ce mi-au dat ăștia? Bă, mi-au dat o vânătă. What? Ce-o băgat căprița în guriță, fraților? Tita mai vânătoiul roz, ești nebun? Hai să-ți dau cu vânăta peste cap. Hai să-ți dau cu vânăta peste cap. Wow! Wow! O spart gardul, ești nebun? Fraților, băgăm vâneta în cur. Oh, aici am tufiș. Oh.
Fraților, am primit o vânătă și vreau să bag în cu, adică vreau să mă duc aici în casa asta. Bă, uite, ăștia se joacă aici cu pahare, foarte frumos. Mother, don't come in, zice mamă, nu intra. Ei bine, ce se întâmplă dacă vreau să intru? O închis ușa că nu pot să intru. Bă, am picat pe scări. Bă, bă, oh, mă scuzați că v-am distrus joaca. Mă scuzați, vă rog, nu vă supărați pe mine. Fraților, am primit o vânătă. Uitați ce vânătă faină am primit. Hai să băgăm vânăta în cu la persoane. Poftim, o vânătă în cur. Intră bă acolo, bă. Băi, bă, 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 ce se întâmplă? Băi, băiatule, mă. Băi, băiatule, măi. Eu nu fac nimic. Capra asta zboară de bună voie. Ești nebun? Doamne, fraților, mă, jocul ăsta e mult prea nebun. Efectiv, e mult prea nebun. Bă, fraților, am dat de cascada asta mare. Și ce ziceți să o încercăm? Haideți să vedem. Hop, așa. Ne duce? Bă, zici că mă dau pe topogan. Zici că sunt la parc de distracții, mă, și mă dau pe topogan. Sarmă afară, bă, bă, bă. Uite, chiar un topogan. Bă, lasă-mă pe topogan. Am venit aici pe topogan cu vânăta mea, ești nebun? Uite. Mamă, mi-am luat de ăsta să plutesc pe apă. Și acum ne dăm pe topogan. Hai, domnule, cu mine, domnule. Haideți cu mine, haideți cu mine. Așa, haideți, vă bag vânăta în cur. Doamne, ce prostie de joc. Bă, am picat afară. Fraților, este o problemă gravă. Eu am cam uitat să mai fiu polițist, bă. Oare unde mi-a rămas și mașina? Ei bine, o să iau altă mașină. Uite, mi-a împrumutat băiatul ăsta mașina. Credeți că se va supăra pe mine? Eu zic că nu. Și haideți să ne continuăm rutina de polițist, chiar dacă nu mai suntem într-o mașină de poliție. Trebuie să avem grijă de țara noastră, să nu se întâmple chestii ilegale pe aici, pentru că nu-i băi așa ceva. Ne ducem cu o viteză complet legală pe aici, fraților. Tot este legal, este doar 50 la oră. Au. Deci da, după cum ziceam, ne ducem cu 50 la oră, totul este în regulă și normal. Oh, mă scuzați. What? Am zburat cu mașina. Să vedem, fraților, ce se întâmplă pe aici. Bă, ce e aici? What? Ce e aici? Ce s-a întâmplat? Bă! Bă! Ok, o pleca mașina la plimbare, ești nebun? Bună ziua, doamnelor și domnilor. Oh, vă pișați pe dumneavoastră? Îmi pare rău că vă pișați pe dumneavoastră. Stați să vă deschid ușa. Poftim. Oh, oh, cred că v-am stricat baia, îmi pare rău. Ce se întâmplă aici, fraților? Ia, vedeți, mă. Rulote. Chestii interesante. Uite, uitați, ăsta face flotări. Uite, l-am ajutat să facă flotări, ești nebun? O, oh, ce zonă faină. Păi ce ziceți să ne mutăm aici? Ia, mă urc aici sus. O, oh, ce tare, what? Ce-am găsit? Bă, am găsit ceva. Ce e ăsta? Bă, ce mi-am pus pe cap, mă? Ce mi-am pus pe cap? Nu știu ce mi-am pus pe cap, fraților, ce e ăsta? Op, o cam zburat. Viața este foarte frumoasă și relaxantă aici sus, bă. Bă, fraților, am găsit o zonă aici unde putem face curse. Ce ziceți să facem o cursă? Haideți, 3, 2, 1 și dai, 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 dai. Hai că am dat-o. 3, 2, 1 și dai, 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 să fim cei mai buni. Aoleu, mă duc pe rampă. What? Bă, am învățat să zbor. Au, 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 ok. Au, wow, wow, ok, tot în regulă. Am învățat să zbor cu mașina, fraților. Sincer să vă zic, nu mai înțeleg ce se întâmplă jocul ăsta. Sunt prea confuz, așa că o să stau aici cu prietena mea, găină. Hai, găinușă, haide, doar în tine mai am încredere. Haide cu mine, haide, haide să fim cei mai buni prieteni împreună. Haide, haide, prietena mea, găină. Nimeni nu poate învinge această iubire pe care o simt pentru această găină. Așa că, fraților, mi-am făcut un cel mai bun prieten, adică această găină. Ziceți voi că nu se potrivește căprița noastră foarte bine cu găina asta de aici. Bă! Bă, găinuță, ești bine? Găinuță! Găinuță, mai trăiești? Găinuță, uite, te bag aici în casa ta. Te bag aici în casa ta, poftim, poți locui acolo întru. Fraților, cam atât cu acest episod cu căprița din Ohio. Astăzi am fost niște polițiști de exemplu. Dacă ți-a plăcut, uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!